ai legătură. Adela, ai fugit puțin de acasă cu Radu și da, nu s-a întâmplat nimic, ai stat numai la interviuri, cum se zice. Da, da, e un loc frumos și mi-era drag să vorbesc cu voi și da, și profit că sunt machiată. Acum filmați-mă acum, că în rest nu mă mai prindeți așa. Cum e? Cât de liniștită ești? Acum că a început școala, grădinița, nu? Foarte liniștită, sincer, tot respectul pentru cadre, de aici, de Dumnezeu, sănătate și învățământul. Și ne-a inventat programul ăsta prelungit până la ora 4-5. E foarte bine, a intrat și cel mic la grădiniță, se simte foarte bine. Cel mijlociu se simte și el bine, care e cu frățiorul și e și el fratele cel mare. Împreună acolo? Da, este la aceeași grădiniță, Alexandru la școală și oricum deja el era acomodat. Deci e foarte bine. Mă rog la Dumnezeu să nu se îmbolnăvească, ca să trească să stea acasă. Nu, eu acum și exagerez, dar da, doresc să nu se îmbolnăvească copiii, normal. Dar mă simt bine, îmi place acasă, îmi place. Am văzut că Radu te ajută foarte tare și postează el, așa că am lăsat-o pe soție să mai doarmă și am plecat cu copiii. E, rar se întâmplă, rar. Dar pleacă copiii siguri, că pleacă la școală, de-i ducem, de fapt, că noi avem trei. Cel mare are școala un pic mai la distanță și atunci trebuie cumva să ne împărțim, că nu se e foarte greu uneori să-i lași pe cei mici, că aia mici au fost în acomodare la mic, a mai plâns, a mai făcut, nu știai că trebuie să stai pe la grădiniță și întârzia cel mare. Și atunci aș plecăm amândoi din casă, unul să-l ducă pe la mare și unul să stea cu cei doi. În fine, dar acum suntem bine. V-ați împărțit, cum se zice, că asta vreau să te întreb. De fapt, cum faceți față cu trei copii ca să-i duceți dimineața? Da, da, și după ce rămân la școală și la grădiniță, cine bea cafea liniștit. E petrecere, cum se zice. Da, adevăr e că perioada asta nu prea am avut timp așa să stăm, sau că am fost tot felul de lucruri de făcut, dar sentimentul ăsta că ți le faci în timpul tău și în ordinea ta îți dă oricum liniște la creier, știi? Dar tu ești o răsfățată. Adică, când rămâneți voi doi, Radu gătește, aveți timp așa pentru voi, nu? Puțin, măcar. Da, am început să avem și să ne-l facem. Când suntem cu copiii în casă, nu e chiar timpul nostru. Chiar vorbeam că noi ne trebuie să ne organizăm, adică ne trebuie o cină organizată, ieșit în oraș, cu programare, cu rezervare, că altfel n-ai cum să vorbești de oameni mari prin casă, n-ai cum. În schimb, noi avem o chestie care, mă rog, eu am crezut că am făcut-o egoist, dar eu mi-am dat seama ce simt față de copiii care nu dorm, pentru că eu sunt o persoană care îi place foarte mult să doarmă și eu dacă nu sunt odihnită, la mine s-a închis, nu-mi doresc nimic. Și eu, gândul copiii mei ar fi obosiți, pe mine mă afectează. Deci mi-am dat seama, mă doare inima dacă știu că sunt obosiți. Așa că îi culcăm foarte devreme. Adică... Vă mai rămâne vouă timp pentru voi. Adică ei pe la 8:30 dorm toți și de la 8:30 până pe la 11 când ne culcăm noi avem totuși 2 ore jumate în care să stăm de vorbă, de tot la un serial, să mâncăm, să bem, să știi? Și chestia asta ne ajută super mult. Adică dacă ar fi să dau un sfat cuplurilor, ar fi asta. Să-și culce copiii mai devreme ca să le rămână totuși un timp pentru ei pe seară. Ați fost în vacanță, pe barcă, astăvară, că deja zicem astăvară, că uite a venit toamna. Da. O să mai aveți curaj să mai plecați așa voi doi singuri, cât de curând? Păi plecăm. Plecăm în Belgia în weekend 2 zile și mai plecăm săptămâna viitoare 4 zile în Atena. Deci aceste două vacanțe tot așa pe romantism. Da, bineînțeles, desigur, au crescut copii. Din fericire, mama e sănătoasă, ne ajută, totul bine. Avem și o bonă, mă rog, ea săraca n-a venit ca bonă, a venit ca menajeră la noi în casă, din Filipine. Ne-am dorit-o pe cineva intern, pentru că altfel nu scoteam la capăt cu ordinea, cu spălatul rufelor, cu era ceva, un haos de nedescris. Și între timp, săraca face de toate, adică e femeia bună. Auziți? Auzi? Asta. Totuși că sunt aici. Cam și noi puțin. Mulțumesc, ce avem caracață cu... Da. Și pesto. Mă scuzați, dar... M-ați lăsat nemâncată. Dar ce-ți lipsește ție cel mai mult în afară de somn, din vremea sau din vremurile, când nu aveai copii? Am mai mult timp acum decât când n-aveam copii. În vremurile când nu aveam copii, munceam enorm. Deci eu munceam la seriale enorm. Culmea e că de când au venit copiii, cumva, pentru că am început să prioritizez, mi se pare că am mai mult timp pentru mine decât înainte. E foarte interesant. Chiar că. De emisiune ți-e dor un podcast, îți faci... Fac un podcast, nu. De emisiune mi-e dor de oamenii de acolo, pentru că am trăit cu ei zi de zi, clipă de clipă. Podcast nu-mi fac, că nu mai. Adică nu, mi se pare că gata. Și-a făcut toată lumea, n-avem ce să mai facem.